Dragii mei, dați-mi voie să vă spun și eu tuturor, bine ați venit la conferința Emanuel 24. Am planificat, am pregătit, ne-am rugat, am frământat și v-am așteptat. V-am așteptat să veniți la acest moment în care împreună să învățăm să facem de fapt un lucru pe care Mântuitorul nostru ne l-a trasat încă de la început, și anume să facem ucenici. Și în timp ce eram în focul pregătirilor noastre, după cum știți, peste zona asta de țară, au venit așa puhoaie care au luat sat după sat și l-a învălmășit în mâl și tot ce au agonisit oamenii s-a transformat deodată în ruină. Și ne-am simțit defocalizați încercând să răspundem urgențelor care au apărut. Așa că sperăm că reușim să fim coerenți cu dumneavoastră și că putem comunica pe măsura pregătirilor sau intențiilor noastre foarte bune care au fost în sensul acesta. Mă bucur pentru toți cei care sunteți aici. Sunteți oameni valoroși, implicați în diverse slujiri. Am invitat la această conferință să ne vorbească, să ne instruiască, să ne ofere exemple personale, oameni care umblă cu Dumnezeu, care experimentează trăirea în cuvânt și mai mult decât atât, oameni care fac ucenici. Și eu cred că zilele acestea vom fi îmbogățiți cu cunoașterea pe care ne vor aduce vorbitorii, cu experiența lor, cu dedicarea, pasiunea pe care o au pentru ca să facă ucenici ai Domnului Iisus Hristos din orice neam. Și mă rog ca Dumnezeu să pregătească mințile și inimile noastre pentru a primi tot ceea ce El are pregătit pentru noi și să ne ducem acasă, gata, ca noul sezon spiritual să împlinim mandatul pe care Mântuitorul ne l-a încredințat. Ei bine, eu în deschiderea acestei conferințe cumva aș vrea să vă aduc împreună spre chemarea pe care Mântuitorul ne-o face, dar de data aceasta mă voi uita la ucenicie din perspectiva adaptării sau transformării. Și sigur că un moto cu care pornim de la început în cadrul acestei conferințe e acela că ucenicia biblică este transformarea, presupune transformarea întregii ființe, nu doar o adaptare comportamentală. Vreau să vă spun povestea lui George, pe care l-am întâlnit așa și l-ați văzut și voi, de multe ori v-ați întâlnit cu el. Are o familie frumoasă. De vreo 10 ani participă la viața spirituală a bisericii. Este prezent aproape la toate slujbele și de fiecare dată are o Biblie mare pe care se asigură că o are cu el când este la slujbe. Dar între timp a investit destul de mulți bani în biblioteca sa, s-a apucat să citească cărți creștine, chiar teologice, și a ajuns chiar la punctul în care poate să observe nuanțele teologice din mesajele predicatorilor. Dar, când te uiți un pic mai atent la viața lui, la trăirea din viața lui, ai sentimentul că vezi un alt film. Deși observă cu mare ușurință greșelile din viața altora, este orb în ceea ce privește viața sa personală și a propriei sale familii. În relația cu cei doi copii ai săi și cu soția sa, nu de puține ori este iritat și exploziv. Cea mai mare parte a timpului, George și-o petrece la computer, discută destul de rezumativ cu membrii familiei sale, doar ce ține de planurile zilnice, și are sentimentul că nimeni din casa lui nu știe să-i aprecieze munca. Nu-și face timp, acel timp de calitate, să vadă ce este în sufletul copiilor și al soției sale. Soția lui este destul de necăjită, pentru că soțul ei, în fața bisericii și în fața comunității, pozează ca un credincios superb. Și nimeni, din păcate, nu a observat cine era el în realitate. Păi,
deoarece nu și-a abuzat niciodată fizic soția și copiii, nu consumă alcool sau alte substanțe, nu este dependent de pornografie, a fost relativ ușor pentru el să treacă cumva de radarul îngrijirii pastorale. Dar cu fiecare zi care trece, soția lui tot mai apăsată, se simte tot mai singură și deja începe ca în visele ei să se vadă fără soțul ei. La insistențele ei, că așa se întâmplă de obicei, doamnele sunt primele care în general fac lucrul ăsta, cei doi ajung la un consilier creștin. La început, George consideră că n-are nicio problemă și a respins categoric orice nevoie de consiliere. Dar, pe parcursul consilierii, ieșea tot mai mult la iveală faptul că cei doi aveau o problemă foarte mare în ceea ce privește aplicarea Evangheliei în familia lor. Conflictele repetate au produs răni adânci și au lăsat urme și cicatrici în sufletul celor din familia aceasta. Creștinismul pentru George pare mai degrabă o ideologie decât o relație bazată pe închinarea inimii care este ancorată în dragostea lui Dumnezeu. Chemarea lui Dumnezeu pentru familia aceasta era mai degrabă o datorie ce trebuia îndeplinită și nu acea bucurie de a sluji lui Dumnezeu. Ce era mai trist este faptul că amândoi au ajuns la punctul în care erau orbi cu privire la înțelegerea situației lor și nu reușeau să-și vadă condiția inimii. Și nu de puține ori, dacă suntem atenți la viața noastră și la oamenii cărora noi le slujim, e foarte posibil să asistăm la conformare, la adaptare, în loc de o transformare a inimii. Și conformismul nostru ne împiedică să vedem adevărata stare a inimii noastre. Și dați-mi voie pentru început să pun în contrast conformare sau adaptare cu transformare. Iată ce spune Tim Bake, fost jucător și antrenor de fotbal american. Pe scurt, nu sunt o persoană întreagă. Recunosc, în adâncul meu nu pot schimba nimic în ceea ce mă privește, în ceea ce contează cu adevărat. Pot să îmbrac haine frumoase și să fiu drăguț cu cățelușii și prietenii, după ce ceașca de cafea îmi atenuează ceva din asperitățile mele. Sunt însă înclinat să mint când vine vorba despre cine sunt cu adevărat. Ei bine, psihologii ne spun că fiecare dintre noi avem propriul profil personal, natural, unic și unul adaptat. Personalitatea noastră, sigur, se dezvoltă de-a lungul timpului, dar odată ce ajungem cumva la maturitatea ei, nu mai au loc schimbări semnificative. Cumva tinde să se adapteze la sub presiunea sistemului nostru de valori, a convingerilor noastre și a tot ceea ce vine din exteriorul nostru. Așa se face că în familie, în societate, la școală, în biserică, presiunea care se exercită un timp îndelungat asupra noastră ne determină ca la un moment dat să ne adaptăm. Așa se face că suntem noi înșine și venim la slujbele bisericii și ascultăm predicile. Să nu vă speriați cei din față, da? Știți, am auzit povestea unuia care spunea așa, lăsându-se peste amvon: eu vin curând. Și a zis și a doua oară. Și a zis și a treia oară. Și a treia oară s-a răsturnat cu tot cu amvonul. Și o bătrânică care era în spate zice: doar mi-a spus de trei ori și n-am crezut. Deci nu-mi propun să vin curând spre dumneavoastră, da? Stați fără grijă. Dar e presiunea predicatorilor, a părinților, a mediului, a formelor, a culturii care este în biserică și la un moment dat începem să ne adaptăm. Ați văzut că cei mai mulți credincioși parcă și-au pierdut cuvintele, nu știu să răspundă pe Facebook sau pe alte platforme de socializare decât cu fii binecuvântat și amin. Amin.
astea sunt cuvinte frumoase, să nu mă înțelegeți greșit. Au rostul lor, trebuie folosite, dar când deja abuzezi și tot vocabularul tău se reduce la tot ceea ce te-ai conformat în biserica aceea, pleci de la biserică și ești și sunt același. Revin la forma mea. Așa că e nevoie de ceva mult mai radical. Mulțumesc. E nevoie de ceea ce îi spunea Iisus lui Nicodim în Ioan capitolul 3 cu versetul 5. Adevărat, adevărat îți spun că dacă cineva nu este născut din nou, din apă și din Duh, nu poate să ne intre în împărăția lui Dumnezeu. Dați-mi voie să vă spun ce aud eu discutându-se așa când mă mișc prin bisericile din țara noastră. Nu știu de ce, nu foarte mulți, o parte dintre pastori încep să se întrebe dacă oamenii pe care îi botează sunt născuți din nou. Dacă s-au întâlnit personal cu Domnul. Ca să nu spun că unii pun întrebarea asta și în dreptul unora care sunt în echipele de conducere ale bisericii. Și lucrul ăsta este tragic, pentru că cumva am reușit să devenim niște oameni religioși, care ne-am adaptat. Suntem buni penticostali, buni baptiști, creștini după Evanghelie sau ce mai sunteți în această adunare. Ne-am însușit cultura bisericii, denominațiunii noastre. Dar, dragii mei, aș vrea în zilele acestea să mergem un pic mai departe și să înțelegem că transformarea inimii este inițiată de nașterea din nou, dar ea presupune să continue cu un proces, un proces pe care Biblia îl numește ucenicie. Iar în acest proces este extrem de important să ținem cont de câteva lucruri, iată câteva dintre ele. Orice om are o natură decăzută. Nu vreau să-i supăr pe psihologi, dar este așa un trend să descoperi versiunea cea mai bună a ta. Dă-mi voie să te dezamăgesc. Versiunea cea mai bună a ta este că ești un păcătos pierdut pentru totdeauna. Asta e cea mai bună versiune a ta. Nu cred că e cazul să ne însușim în bisericile noastre această perspectivă. Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, vorbește despre natura decăzută a omului și acesta este un adevăr de care trebuie să ținem cont în acest proces. În al doilea rând, rolul cuvântului lui Dumnezeu care ne conduce la Hristos și care ne arată standardul moral la care ne cheamă Dumnezeu. Apoi nu pierdem din vedere Duhul Sfânt care produce nașterea din nou și care lucrează în viața noastră sfințirea. Și când ne gândim la procesul uceniciei, avem în vedere faptul că ea se întâmplă într-o comunitate, o comunitate care conferă cadrul relațional necesar dezvoltării caracterului cristic. Și apoi, cât de important în procesul acesta este practicarea disciplinelor spirituale, postul, rugăciunea și toate celelalte care subliniază dependența noastră de Dumnezeu. Dar nu trebuie să nu dăm importanță faptului că Dumnezeu îngăduie crize. Crize care produc suferințe în viața noastră și prin care El modelează caracterul nostru. Iar la toate acestea este răspunsul nostru la curicula uceniciei pe care Dumnezeu își permite să o adapteze personalizând-o pentru că vrea să facă din noi oameni care să-L reflectăm pe Hristos, să fim transformați și nu doar să ne adaptăm. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. În 1993 am citit cartea lui Bill Hall, The Disciple Making Pastor, pastorul ucenicizator, între timp s-a tradus și în limba română. Țin minte și acum, am terminat ultimul capitol, schimbând gările în Ploiești. Mă duceam, cred că, în Ardeal. Și acolo, pe o bancă, am mai spus povestea asta, unii dintre voi m-ați mai auzit, am finalizat cartea aceea și țin minte și acum durerea pe care am simțit-o, convingerea puternică, aproape că m-am ghemuit fizic, eram
la începutul lucrării mele pastorale, cred că aveam un an, nici un an împlinit de când fusesem ordinat pastor în biserica în care am crescut, templu aici în Galați. Și am simțit acea durere și acolo pe bancă am gemut și am spus: Doamne, dacă eu nu voi reuși să creez un sistem, un proces, ceva care în cele din urmă să aibă ca finalitate facerea de ucenici, eu îmi voi rata slujirea pastorală. Și cu acea durere în suflet am urcat în tren și ea a produs și încă cred că mai produce consecințe. Dacă se întâmplă și n-ați citit cartea lui Bill Hall, vă încurajez să o faceți. El, la un moment dat, în introducerea acestei cărți, vine și vorbește de faptul că există o criză a inimii bisericii și pe care el o numește criză de producție. Și el adresează acolo o întrebare: ce fel de oameni produce biserica ta? Poate fi, zice el, ca un restaurant foarte bun, care are o trupă super, care cântă excelent, niște bucătari care gătesc foarte bine și strânge mulțimi de oameni. Dar zice, întrebarea pe care trebuie să ne punem oamenii aceștia de luni și până sâmbătă, cine sunt? Cum trăiesc? Cum întrupează ei Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos? Ei bine, biserica, dacă îmi dați voie să fac această afirmație, sau o parte din biserica lui Hristos, s-a adaptat cultural, dorind să fie relevantă, până la punctul în care a ajuns fără putere și irelevantă. Nu mai transformă vieți. Și dacă mă întorc la Bill Hall, el spune că biserica este slabă, indulgentă, cu ea însă și superficială, a fost ucenicizată de cultura noastră. De fapt, la un moment dat, el spune, a fost ucenicizată de televizor. Și în 93, eu spun, wow, ce bine că asta se întâmplă doar la americani. Mi-ar plăcea să pot spune același lucru astăzi. Dar cu durere spun că se întâmplă la români. Suntem mai ucenicizați, că înțeleg că nu prea este cuvântul ăsta în limba română, de cultură, de societate, de mediul în care trăim și nu de cuvântul lui Dumnezeu. Eu vreau să vă invit, noi dorim să vă invităm în zilele acestea la un proces, un proces transformator, un proces care maturizează credinciosul, care îi schimbă inima. Dacă nu facem lucrul acesta, atunci suntem condamnați să ne adaptăm și când ne adaptăm, spune David Tripp în cartea sa Cum se schimbă oamenii, ajungem orbi spiritual. Nu ne mai vedem condiția. Și el vorbește de câteva practici care îl orbesc pe creștinul de astăzi ca să nu-și mai vadă starea inimii. Prima dintre ele, zice el, este formalismul. Mă rog, eu am adaptat un pic, am luat așa niște personaje românești de ale noastre care sunt ușor de găsit. Viorel, după ce a terminat cursul de cateheză, l-a făcut cu Pavel, cred că, și s-a botezat, a devenit o persoană foarte activă, participă la toate slujbele și activitățile bisericii noastre. Duminică de duminică, stă, nu o să vă spun locul, că s-ar putea să stați vreunul acolo, vine în cursul săptămânii la toate slujbele de rugăciune, se oferă voluntar la orice nevoie și, dacă trebuie, dăruiește chiar și pentru sinistrați. Dar toate activitățile acestea au un impact nesemnificativ asupra inimii lui și asupra modului în care își trăiește viața. Dumnezeu, în schimb, vine și condamnă acest formalism. Vă amintiți în Isaia, capitolul 1, unde Dumnezeu spune, mi-e scârbă de jertfele voastre și de sărbătoarele voastre, pentru că în spate nu există nicio realitate spirituală. Iar în Matei, capitolul 23, sunt acele vaiuri pe care Iisus le rostește în dreptul fariseilor. Așa că formalismul îmi permite să păstrez controlul asupra vieții și mă împiedică să văd depravarea inimii.
Așa că pentru Viorel, Evanghelia se reduce la participarea la adunările publice ale bisericii. Punct. Legalismul. O să ne spună Cristi mai multe despre asta în atelierul lui. Dacă vrei să ai o listă exhaustivă cu ce ai voie să faci și ce nu ai voie să faci, te rog să o cauți la sfârșitul acestei întâlniri pe sora Florența. Ea are un set de reguli pentru oricine. Pentru ea, Dumnezeu este un judecător aspru care pretinde standarde nerezonabile și care condamnă de fiecare dată pe cineva care nu le păzește cu strictețe. Nu există nicio bucurie în viața ei, pentru că ea n-are har pe care să-l sărbătorească. Pentru Florența, împlinirea responsabilităților de pe lista ei, doar acelea cumva îi permit să se apropie de Dumnezeu. Nu a înțeles harul oferit de Dumnezeu prin Iisus Hristos. Legalismul pierde din vedere complet faptul că nimeni, absolut nimeni, nu poate împlini cerințele lui Dumnezeu. Și în timp ce sora noastră Florența, gârbovă de atâtea reguli, se chinuie să le respecte cu strictețe, înflorește în sufletul ei o mândrie spirituală care îi dă dreptul să condamne pe toată lumea care nu trăiește credința, precum spune lista ei. Așa că legalismul nu vede nevoia transformării inimii prin harul lui Dumnezeu. Din păcate, crede că ar putea face ea ceva. Păi să ne mutăm la misticismul. Misticism. O avem pe sora Anișoara, care are o viață spirituală foarte sinusoidală. Trece de la o experiență la alta, aleargă de la un grup unde se întâmplă ceva foarte mistic, se duce la celălalt grup să simtă ceva ce n-a mai simțit de mult timp, schimbă o biserică cu alta, pentru că acolo este mai mult har, acolo simți pe Dumnezeu. Și în cele din urmă, sora Anișoara a ajuns dependentă de trăirile ei emoționale, trăiri prin care acum își măsoară spiritualitatea, așa se face că este într-o alergare permanentă să găsească locul acela potrivit. Este o consumatoare de experiențe, precum o persoană dependentă de substanțe halucinogene. Poate sunt aspru când spun asta. Mereu Domnul o părăsește ca apoi să-L găsească dacă aleargă în mediile potrivite unde va simți ceva. Așa se face că sora noastră Anișoara se luptă de fapt în realitate cu descurajarea și nu de puțin ori se întreabă, oare o fi Domnul cu mine astăzi? Și în ciuda experiențelor ei, Anișoara nu crește în caracter. Misticismul pune accentul mai mult pe experiențele emoționale și spirituale dinamice decât pe umblarea cu Hristos care ne dă o inimă statornică. Mai rezistați? V-ați regăsit pe undeva? A fost vorba despre vecin sau despre noi? Activismul. Oh. Alexandra participă la toate activitățile civice care promovează valorile familiei, dreptul la viață și este foarte frustrată de faptul că nu sunt mai mulți din biserică care să îi se alăture. Protestează oriunde, pe Facebook, pe Instagram, nu este de acord cu valorile lumii. Refrenul ei în permanență este acesta. Susține ceea ce este drept, oriunde și oricând este nevoie. Neobosită. Activismul crede că răul din exteriorul tău este mai mare decât răul din inima ta. Căutarea sinceră a lui Hristos va fi înlocuită de lupta plină de zel împotriva răului din jurul tău, din afară. Și inima rămâne neschimbată. Hai să ne mutăm la frații profesori de aici din fața mea și o să mă pocăiesc după aceea. Biblicismul. Ați auzit de el?
mitică. El lipsește de la întâlnire, că a auzit că vorbesc despre asta și a zis, nu vin, te-am mai auzit spunând povestea asta și nu vreau. Așa că profit că sunt frații ăștia aici ca să mă descarc pe ei. Iertați-mă. O să aveți ultimul cuvânt, știu. Știu. Mai ales dumneavoastră, frate Radu. Mitică are o bibliotecă de invidiat. Este un teolog rafinat, chiar expert în Biblie. O să auzi la el expresii de genul viziunea biblică asupra lumii, consecvență teologică, gândire biblică critică, dar în timp ce iubește Biblia, sunt lucruri în viața lui care nu se potrivesc deloc cu ceea ce spune Scriptura. El nu se remarcă prin faptul că seamănă cu Hristos, ci prin faptul că știe Biblia. A căpătat între timp reputația că este mândru, critic, intolerant față de orice persoană care nu are înțelegerea sa rafinată. Așa că el investește timp și energie pentru a stăpâni cuvântul, dar nu pentru a fi stăpânit de cuvânt. În biblicism, Evanghelia este redusă la stăpânirea teologiei și a conținutului biblic, dar nu la stăpânirea inimii de către Scriptură. Și să nu se supere psihologii de printre noi, trebuie să avem un cuvânt și pentru ei. Psihologismul, da? Cecilia este o soră, îi prezentă în toate bisericile voastre. O întâlnesc și eu foarte des. Are mereu un grup de oameni necăjiți de care are grijă. Mereu vorbește despre câți oameni răniți sunt în biserică și faptul că nimeni din biserică nu-i bagă în seamă și nu petrece suficient timp să-i asculte. Vorbește mereu de creștinismul care aduce vindecare, însă ea în interior nu este vindecată. În cea mai mare parte a timpului, Cecilia este descurajată și pleacă adesea înlăcrimată de la întâlnirile bisericii, pentru că nimeni nu vede câtă durere este în jur. Cecilia vede în Hristos mai degrabă un terapeut decât un mântuitor. Ea este convinsă că nevoile ei cele mai profunde vin din faptul că a fost neglijată și respinsă și ca urmare crede că are mare nevoie de vindecare, mai multă nevoie de vindecare decât de răscumpărare. Așa că pentru psihologism, Evanghelia se reduce la vindecarea nevoilor emoționale și se pierde din vedere cea mai mare nevoie, mântuirea sufletului. Dar să nu-i lăsăm pe socialiști deoparte. Mircea este foarte recunoscător pentru relațiile pe care tocmai le-a descoperit în biserică, diferite de toate celelalte pe care el le-a experimentat în viața sa. Participă acum la grupa de studiu biblic, dar cel mai mult prețuiește ieșirea cu grupa după ce se termină studierea Scripturii. Îi plac ieșirile, excursiile, taberele. În sfârșit simte că trăiește. Necazul lui Mircea a început să apară atunci când un coleg de grupă s-a mutat la Cluj și un altul s-a mutat la Brașov. Apoi vreo doi s-au căsătorit și au început să dea atenție familiilor lor. După un timp, biserica a reorganizat grupele, că de a început nou sezon spiritual, și el s-a trezit într-o grupă cu persoane mai mari decât el, familiști, care n-aveau așa de mult timp pentru relaționare. După un timp a început să meargă tot mai rar la grupă, apoi tot mai rar la slujbele bisericii și fără să-și dea seama, pentru el, părtășia, acceptarea, respectul și poziția în comunitatea creștină au înlocuit dependența lui de Hristos. Biserica devenise pentru el între timp un club spiritual. Socialismul reduce Evanghelia la o rețea de relații împlinitoare în detrimentul relației pe verticală cu Hristos.
Ei bine, toate ismele astea subliniază de fapt în realitate o parte importantă a Evangheliei. Problema este când reducem totul doar la ele și atunci vom avea un creștin adaptat, dar cu o inimă netransformată. Dragii mei, viața creștină este o călătorie, o călătorie care transformă inima noastră în asemănare cu Hristos. Aș vrea să trec în revistă câteva versete care subliniază tendința naturală a omului, care este aceea de a se schimba în rău. Spre exemplu, în 1 Samuel, capitolul 6, versetul 6, citim: de ce să vă împietriți inimile? Vedeți, aceasta este tendința. Sau Psalmul 95:8: nu vă împietriți inimile ca la Meriba. Sau Eremia 2:21: te sădisem ca o vie minunată, de cel mai bun soi, cum te-ai schimbat și te-ai prefăcut într-o coardă de viță sălbatică. Sau Romani, capitolul 1, versetul 26: din pricina aceasta Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase, căci femeile au schimbat întrebuințarea firească a lor. Și ultimul din multele pe care le putem găsi în Biblie, Iuda, versetul 4: căci s-au strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru o sândă aceasta, oameni neevlavioși, care schimbă în desfrânare harul lui Dumnezeu și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și Domn, Iisus Hristos. Dragii mei, asta e tendința naturală a inimii noastre. Și avem o criză profundă a omului și criza aceasta este chiar inima. Din nou, dați-mi voie doar să trec așa în revistă câteva versete. Eremia, capitolul 5, versetul 23: poporul acesta are o inimă încăpățânată și răzvrătită. Sau tot Eremia 17:9: inima este mai înșelătoare decât toate lucrurile și este fără vindecare. Matei 13: căci inima celor din acest popor s-a împietrit. Matei 15:19: căci din inimă ies gândurile rele, cu crimele, adulterele, curviile, furturile, mărturiile mincinoase și blasfemiile. Și mai am două versete peste care vă rog frumos să-mi dați voie să trec. Aș vrea să încerc să răspund la întrebarea asta: cum are loc transformarea? Voi cum reușiți în bisericile voastre să lăsați loc lui Dumnezeu, cuvântului, Duhului Sfânt, comunității, crizelor, să producă transformarea inimii? Vedeți, noi am, eu cel puțin și o mică parte poate dintre voi, am trăit în perioada comunistă, dar ne duceam la facultate, spre exemplu, și profesorii n-aveau suport la cursurile lor. Veneau în clasă, n-aveam nicio relație cu ei, 2 ore vorbeau. Și noi trebuia să scriam până ne durea pur și simplu mâna. Termina cursul, după 2 ore pleca, venea la următorul curs, dicta până nu mai puteam. Și după ce se termina povestea asta, ne spunea: în februarie, pe 16 februarie, în sala X, avem examinarea voastră. Care era așteptarea profesorului? Să reproducem informația. Capul nostru, în mintea lui, în practica și în experiența lui, a fost o pâlnie în care el a venit și a turnat tot ce a știut. Cum a știut el să o toarne? Și noi trebuia să ne ducem și să o reproducem. Și tare mă tem că și noi câteodată reducem viața dinamică a bisericii la această perspectivă. Turnăm informații peste oameni și credem că în momentul în care spunem amin, totul este rezolvat. Ok, eu trebuie să fac aici o paranteză și să mă explic un pic. Eu cred în predica expozițională, chiar dacă în seara asta nu predic așa. Și cred, deci de când sunt pastor și până acum, am predicat capitol după capitol, paragraf după paragraf, carte după carte din Biblie. Și cred că atunci când nu fac asta,
trebuie să mă pocăiesc și să mă întorc la predicarea expozitivă. Cred în predicarea cu excelență. Nu-mi plac predicatorii care mă plictisesc. Dacă eu vă plictisesc în seara asta, aveți de plină libertate să fiți ca mine. Dar nu cred că doar transmiterea informației de cea mai bună calitate este suficientă în procesul transformării. Este necesară, nu mă înțelegeți greșit, este necesară, foarte necesară, dar nu cred că putem să reducem tot procesul uceniciei doar la acest aspect. Cum are loc transformarea? Cum poate un creștin autentic să-și schimbe presupozițiile, valorile, convingerile, perspectiva, atitudinea, discursul, practicile, comportamentul, caracterul? Oare cum poate? Mă rog, în pregătirea aceasta m-am uitat la mai mulți autori să văd cum abordează și l-am redescoperit pe Dallas Willard. Am luat cartea Renoirea inimii, cred că e tradus în românește, sau Renovarea inimii, nu știu exact, Renovation of the Heart. Și am vrut să văd modelul pe care el îl prezintă și dați-mi voie să petrec puțin timp să vă arăt modelul său. El prezintă un model holistic al persoanei umane pentru a înțelege modul în care are loc schimbarea interioară și folosește mai multe cercuri concentrice, cumva, care arată că schimbarea vine din interior și se duce spre exterior. Și el are 5 componente. Prima componentă, zice el, este spiritul sau inima sau voința. Următorul cerc, spune el, este mintea cu gândirea și sentimentele. Următorul, trupul. Următorul sunt relațiile sociale și ultimul, în înțelegerea lui, este sufletul. Și Dallas Willard arată că schimbarea profundă spirituală afectează fiecare din domeniile acestea ale unei persoane. Și iată cum descrie el în cartea sa, dacă vreți, pagina 41-42 are o mică definiție. Transformarea spirituală are loc doar atunci când fiecare dimensiune esențială a ființei umane este transformată după chipul lui Hristos, sub îndrumarea unei voințe regenerate care interacționează constant harului lui Dumnezeu. O astfel de transformare nu este rezultatul unui simplu efort uman și nu poate fi realizată doar prin exercitarea presiunii asupra voinței omului. Și dacă vă uitați aici, deci el vine și spune că, de fapt, schimbarea întotdeauna trebuie să înceapă aici, la nivelul inimii. Aceasta este cea mai profundă parte a ființei umane, de unde izvorăște capacitatea de a lua decizii. Schimbarea trebuie să înceapă cu transformarea voinței, zice el, printr-o relație cu Dumnezeu. Apoi ne mutăm la celălalt cerc, mintea, și el asociază aici gândirea și simțirea. E o minte transformată care începe să gândească lucrurile lui Dumnezeu și să simtă că viața este conformată voii sale. Și apoi trupul, despre care știm ceva mai mult, nu? Transformarea trupului presupune că obiceiurile și acțiunile noastre sunt aduse în conformitate cu voia lui Dumnezeu. Și apoi relațiile sociale, care sunt de asemenea transformate și se reflectă în modul în care iubim pe oameni. Și apoi sufletul, interesantă definiția lui pentru suflet. El zice că sufletul în modelul acesta este partea centrală și unificatoare a ființei umane, esențială pentru coerența și armonia întregii persoane. El subliniază că sufletul nu este o componentă separată, ci ceea ce integrează toate dimensiunile persoanei, mintea, voința, sentimentele, corpul, relațiile și spiritul într-un tot unitar. În înțelegerea lui, sufletul are funcția de a menține toate aceste aspecte în echilibru și de le coordona într-un mod care să conducă la viața spirituală autentică și la comuniune cu Dumnezeu.
El afirmă că sufletul este cel care ne face să fim întregi. Și când acesta este neglijat sau fragmentat, întreaga noastră ființă suferă. Restaurarea și transformarea sufletului sub influența Harului Divin este esențială pentru a trăi în asemănare cu Hristos. Ei bine, aș putea zăbovi mult aici, dar ideea, dacă trece rog frumos la slide-ul următor, este că atunci când cuvântul, când Hristos prin Duhul Sfânt transformă inima, centrul ființei noastre, ea duce la transformarea holistică a ființei noastre. Cum facem, cum aplicăm toate astea în viața de zi cu zi a bisericii? Mă întorc la cartea lui Bill Hall, pe care vă spuneam că am citit-o în 93. Am descoperit în ea ceva care mi-a plăcut enorm. Am descoperit cele patru faze ale slujirii lui Iisus. Prima fază, zice el, este vino și vezi. Dacă vino și vezi, creat curiozitate. Cea de-a doua fază a fost vino și urmează-mă. Cea de-a treia a fost vino și fii cu mine. Cea de-a patra, rămâi cu mine și mergi și fă ucenici. Am fost încântat la nebunie. M-am retras în anul 1998, undeva lângă Bistrița, soția mea fiind bistrițeancă, are un unchi care avea o cabană pe un deal acolo, mi-am luat o geantă întreagă cu cărți și m-am dus să mă rog și să scriu filozofia de lucrare a Bisericii Emanuel cu aproximativ un an înainte de a începe. Și am citit și m-am rugat și am scris și am zis, cum poate arăta o biserică? Biserică care face ucenici. Apropo, voi credeți că este vreo biserică care nu face ucenici? Răspunsul general este, toți facem ucenici, nu-i așa? Ce predicator, ce pastor ar spune vreodată că el nu face ucenici? Și după ce m-am uitat la fazele astea, mă rog, mintea mea este un pic structurată datorită pregătirii mele inginerești înainte de a face pastorație. M-am uitat și am spus, ok, sună foarte frumos. Vino și vezi, vino și urmează-mă, vino și fii cu mine, rămâi cu mine și mergi și fă ucenici. Bun, dar cum fac asta? Mă duc duminică la biserică și mă apuc de treabă. De unde o încep? Și am schițat ceva, dacă dai la următorul slide, pe care după aceea l-am găsit în diverse versiuni mai elaborate, dar asta a fost și m-am uitat la faptul că Dumnezeu l-a trimis pe Iisus în lume și în lumea asta pierdută unde suntem și noi, primul lucru pe care l-a făcut Iisus a fost, vino și vezi, nu mai merge asta, nu mai am baterie, vino și vezi, evangelizare. Ok, deci primul lucru care trebuie să-l fac este evangelizare. Fac aici o paranteză, pentru că în primii mei ani de slujire, eu am crezut că asta e toată slujirea. Predici Evanghelia, oamenii se pocăiesc și apoi te muți la biserica următoare și spui, aleluia! Dar știți voi câți oameni a mântuit Dumnezeu în urma predicii mele la biserica precedentă. Dar când soția mea a fost gata să-mi lască pe primul nostru băiat, mi-a spus, du-mă la spital că nasc. Eu am început să mă rostogolesc pe covorul din sufragerie și am spus, du-mă tu pe mine la spital. Și eram într-o criză uriașă. Mă zvârcoleam, nu știam ce am. Soția îmi spunea, iertați-mă, mi s-au rupt apele, du-mă la spital. Nu pot, urlam. Am sunat pe tata și a venit tata și mama, ne-a luat pe amândoi și ne-a internat în același spital. Și fiecare dintre noi am născut ce am putut. Adică el a născut pe primul nostru copil, pe Flavius, și eu am născut o petricică mică, mică, mică de tot, de la rinichi. Și după ce ne-am eliberat și eram în faza aia, cum se numește, de lăuzie, nu, amândoi, am zis, hai să ne căutăm acum, să vedem cum suntem. Ne-am căutat romantism adevărat, pentru cine n-a experimentat așa ceva. Ne-am plimbat prin curtea spitalului, așa, gale, că eram fiecare cu durerile noastre. Eu n-am avut posibilitatea să-mi văd copilul, că de să nu-l infectez cumva cu ceva și să-l afectez pentru restul vieții. M-am externat primul și soția mi-a spus, vezi că am o sacoșică cu toate hăinuțele, te duci, o aduci și vii să-l externăm. Și a venit asistenta medicală cu Flavius, că așa se numește băiatul meu cel mai mare. Era atât de mititel, dacă îmi dați voie. În pielea goală l-a adus și l-a pus pe o măsuță în fața mea.
Eu pentru prima dată, tătic, în viața mea, de-abia născut și eu, da? Am pus mâinile în cap așa și am spus, Doamne ferește! Și eu să fac om din bucățica asta. Și ea s-a uitat la mine, m-a văzut cât de prăpădit eram și mi-a zis, și să vedeți ce om o să faceți. Dar ia imaginați-vă următorul lucru, că pe ce soția mea năștea, eu călătoream prin țară și veneam pe la voi, pe la biserică și vă spuneam, sunt un tată fericit de 25 de ani, 29-30, cât are Flavius, nu mi-a mai văzut băiatul, dar ăsta așa de fericit, soția mea a născut un copil, aleluia! Așa am făcut eu în primii ani de slujire. M-am oprit aici. Oamenii se pocăiesc, îi botezăm, următorii la rând. Dar acum aproape 10 ani în urmă, Flavius a venit la mine și mi-a spus, tată, nu mă mai duc nici în Londra să studiez, nu mai merg nici în America, nici la București, nici măcar la Cluj. Rămân să fac inginerie software development la Galați. De ce, Flavius? Am întâlnit o fată. S-a căsătorit cu Dana, nora noastră, și ne-a binecuvântat cu copii, cu doi nepoți superbi. Dar ce-am făcut eu între timp și cu Nelly? Păi ne-am apucat și Nelly în prima fază a renunțat la profesia ei și s-a ocupat de copiii noștri să-i consolideze și a investit în ei și cumva trebuie să ne gândim cum facem treaba asta în bisericile noastre, cum îi consolidăm pe oameni ca să ajungă stabilizat, să nu mai fie copii plutind încoace și încolo de orice vânt de învățătură. Aveți pitici din ăștia în biserică care totdeauna se schimbă după ultima predică pe care au ascultat-o pe internet? Mamă, să spun, am descoperit pe unul, eu știu că să mă ierte soția mea, dar cam mai fac, nu mai spun nimic, gata, mă pocăiesc, Nelly, te rog să mă ierți. Oricum nu mai putem face copii, zice. Chestia asta e trecută. Anyway, despre cine să vorbesc atunci? Cristi, tu n-ai o poveste frumoasă? Mi-ai luat ilustrația. Cum reușim să-i stabilizăm pe oameni? Ca apoi să-i trecem în faza următoare, să-i echipăm? Ca apoi să-i trecem în faza următoare, să-i trimitem în lume? Colegul meu, Ovighiță, pe care l-am asistat la una dintre lecțiile de la Big Impact, a venit cu diagrama următoare, care sublinează același lucru, dar într-un fel mai complex, dacă îmi dați voie. Mulțumesc tare mult! Vedeți cine e profesor aici? E pregătit tot timpul. Da? Avem aici un proces, dacă observați, da? Un proces care începe cu evangelizarea, având ca rezultat finit convertitul. Mă rog, nu mai am timp să vă descriu, dar cred că puteți anticipa, ca apoi să urmeze înrădăcinarea lui, da? E procesul prin care el devine stabil în Hristos, devine un ucenic stabilizat, ca apoi să investim în el, în echiparea sa, pentru a deveni un lucrător. Și apoi lucrătorul echipat slujește, se multiplică. Dacă dai pe următorul slide, este puțin diferită, pentru că aici este introdus ceva ce îmi iau 2 minute, 3, 5, mă rog, predicatorii cred că spun puțin, dar se trezesc că vorbesc mult. Înainte de 89, cel care era pastor atunci în biserica noastră mi-a spus, ocupă-te tu de cateheză. Da, ocupă-te de cateheză când nu ai niciun material. Și m-am apucat și eu ce se găsea înainte de 89 și am scris niște hârtii de mână, că de computere n-aveam. Și mai târziu hârtiile alea s-au transformat într-o broșură și pe urmă s-au transformat într-o carte care am zis eu, wow, dacă oamenii care vin să se boteze vor ști ceea ce am scris eu în cartea asta, de atunci încolo zboară, nu mai ating pământul. Dar n-a fost deloc așa. Pentru că după un timp mi-am dat seama că unii pot reproduce informația fără să treacă prin ei. Nu știu dacă ați văzut situația asta. Ce vrei să știi despre Trinitate?
îți pot da toate referințele biblice. Ce vrei să spun despre nașterea din nou? Dar oamenii aceia n-au experimentat transformarea inimii. Și țin minte o parte din discuțiile pe care le-am avut cu colegii mei, frământările pe care le-am avut, și am zis, nu-i suficient. Cunoașterea în procesul acesta nu este suficientă. Trebuie o altă dimensiune, una experiențială. Am bâșbâit, am căutat, am încercat să citesc. Nu știu dacă mai ții minte, Cristi, am avut și cu tine o discuție, am pornit-o de la de ce ortodoxi spun mă lepă de Satana. De ce a fost formula asta undeva acolo? Ce? Ți amintești că aveai aceeași frământare? Și de câțiva ani am adăugat o altă dimensiune sau câteva dimensiuni. Adică pentru noi cursul de cateheză nu mai este transmitere de informații. Cursul de cateheză este un grup mic, relațional, în care oamenii împărtășesc și după primele lecții petrecem un timp în care oamenii împărtășesc ce le-a vorbit Domnul din umblarea lor cu Domnul, din citirea Scripturii, rugăciune. Și apoi, spre sfârșitul catehezei, creăm un spațiu pe care Flaviu, împreună cu Vasilica, l-au transformat în encounter și unii dintre voi v-ați înscris la atelierul lui și ei fac o treabă excepțională acolo. Dar noi, așa, neștiind toate astea, am creat așa câteva ore în care am oferit posibilitatea oamenilor să-și descarce trecutul lor. Am stat de vorbă cu ei, ne-am uitat în Scriptură ce spune, ce numește Biblia păcat. Am făcut liste cu toate păcatele. Apoi am petrecut timp cu ei uitându-ne la ce spune Biblia de cum este omul iertat, eliberat și transformat de păcat. Și apoi ne-am luat o oră în care le-am dat hârtii și pixuri și le-am spus, aveți de plină încredere că Duhul Sfânt vă ajută. Îngenunchiați și faceți o rugăciune simplă și spuneți așa, Duhule Sfinte, te rog să-mi aduci aminte de toate păcatele de care trebuie să mă pocăiesc. Atât trebuie să faci. Și apoi apucă-te și scrie. Și mi-amintesc de oameni care mi-au spus, nu vreți să-mi dați un caiet. Câte caiete vreți să vă dăm? Noi nu suntem aici să vă condamnăm. Noi suntem aici să vă ajutăm. Rostul nostru este să experimentați transformarea inimii. Și oamenii își scriu păcatele și apoi ne rugăm echipa pastorală pentru fiecare dintre ei. Aducem un coș de gunoi pe care îl punem în centru și le spunem acum, cei care aveți credința că dacă v-ați mărturisi păcatele, Dumnezeu v-a iertat, puteți să le rupeți și să le aruncați în coșul ăsta de gunoi. Apoi celebrăm. Mi-amintesc, nu știu dacă fratele Vasile Burcă este aici, cred că n-a ajuns în seara asta, ajunge numai mâine. Fratele Vasile a fost polițist toată viața, e aproape de vârsta mea. A trecut prin cursul de cateheză. Moment, după experiența aceasta pe care eu v-am descris-o extrem de sumar, încă o dată Flaviu face o treabă excepțională și veți fi binecuvântați să aveți resursa asta în bisericele voastre. A venit săptămâna următoare fratele Vasile și a spus, de fiecare zi când m-am bărbierit, m-am uitat în oglindă și am plâns și am spus, Iisus Hristos a iertat un păcătos ca mine. Eu chiar sunt o persoană nouă. Dacă veniți la noi la slujbă, fratele Vasile este acolo la ușă, întâmpină pe toată lumea. Polițistul de altă dată are o inimă caldă și frumoasă pe care o modelează Hristos în continuare. Dragii mei, eu mai aveam încă un curs întreg aici, că așa se întâmplă. Am strâns material, am crezut că trec mai repede peste el. Eu am să mă opresc aici la schița asta. Puteți să fie de la mine, fie de la fratele Ovi să solicitați materialul final, ăsta mă refer, pe care noi l-am lucrat la Big Impact. Puteți să aveți acces la el cu mare drag. Orice resursă luați-o, folosiți-o, schimbați titlurile, numele, ce vreți, folosiți-o cum credeți că este cel mai potrivit.
Dar aș vrea să închei cu câteva întrebări pe care le am chiar la sfârșit. Prima dintre ei este: cum trecem o biserică orientată pe programe la una orientată pe scopuri? Nu știu, eu după 5 ani de pastorație, după primii 5 ani de pastorație, vreau să vă spun că am experimentat, țin minte și acum, eram în drum de la biserică spre casă. Mergeam singur. Și mi-am spus, dacă toată viața mea de slujire pastorală de acum încolo va însemna să fac ceea ce am făcut în acești 5 ani, eu nu mai pot. Eu nu vreau, eu am obosit. Avem atâtea programe încât oamenii ăștia nici n-au timp să dezvolte relații cu cei necredincioși, n-au timp să dezvolte relații cu ei înșiși, n-au timp să aplice ceea ce le spunem, pentru că până să aplice ce le-am spus, trebuie să mai vină la câteva întâlniri la care mai aud nu știu câte și n-au timp. Și mă uitam la faptul că se întâmplă un fenomen. Ați văzut că unii oameni doar îmbătrânesc în timp ce vin la biserică fără să se maturizeze? Și asta a început să mă doară. Mai ales că aveam câte o adunare generală, după care spuneam, mă duc și mă fac orice în lumea asta, numai pastor nu vreau să mai fiu. Pentru că în anumite adunări generale, oamenii scot la iveală cât de netransformată este inima. Nu știu dacă ați văzut asta. Parcă zici că îi tună și îi adună atunci și te întreb, ăștia sunt oamenii cărora eu le-am predicat 5 ani de zile? Și m-am oprit și am zis, merită slujirea asta? Nu merită. Am la concluzia că nu merită să transmit doar informații. Ei, cum schimbi, cum muți o biserică orientată pe programe la una pe scopuri? Asta este o întrebare grea. Cum muți o biserică care e orientată numai pe amvon și pe ce se întâmplă aici pe scenă? La o biserică care are un proces al uceniciei. În așa fel încât să nu fie doar adaptare comportamentală, ci transformarea inimii. Ei, eu cred că mâine și poimine Dumnezeu ne va surprinde plăcut răspunzând la o parte din aceste întrebări. Dar aș vrea să avem un timp în care să ne rugăm. Haideți să reflectăm. Tu ai un proces de ucenicie în biserica ta? Un proces care să transforme inimile oamenilor? Un proces care să-i facă pe oameni să semene mai mult cu Hristos? Care sunt provocările pe care le-ai acum ca slujitor în biserică? Doamne, stăm înaintea Ta în această seară. Ne-ai făcut o chemare atât de frumoasă. Doamne, în timp ce slujim bisericii Tale, realizăm că noi nu putem transforma oamenii, nici măcar pe noi nu ne putem transforma. Descoperim că și noi avem o inimă care trebuie schimbată. Și venim în smerenie și în dependență de Tine să spunem, Doamne, ajută-ne. Ajută-ne să înțelegem care e produsul final al bisericii. Cum arată el? Și ce ar trebui să facem ca să ajungem acolo? Îți mulțumim că ne-ai dat resurse. Ne-ai dat atâtea resurse. Ne le-ai dat pe Hristos ca model care a făcut ucenici. Ne-ai dat scripturile, ne-ai dat Duhul Tău cel Sfânt, ne-ai dat frați și surori care au venit să ne slujească în săptămâna asta aici. Doamne, Te rog, deschide mintea și inima noastră să primim tot ceea ce Tu vrei și nu doar atât. Te rog să ne dai puterea de a aplica lucrurile acestea. Doamne, eu cred că sunt printre noi oameni, cum am fost și eu și cum mai sunt câteodată, obosiți. Pentru că fac această slujire și sunt surprinși de inimi netransformate.
Doamne, mă rog ca Tu să ne dai adevărata odihnă care este în Tine, în cunoașterea Ta, în relația cu Tine și împlinirea aceea care vine din, în urma faptului că facem ceea ce Tu ne-ai chemat. Și, Doamne, vreau să-Ți mulțumesc pentru ceea ce vei face săptămâna asta, weekendul acesta aici, cu noi și în noi. Îți mulțumesc pentru modul în care vei lucra. Și, Doamne, ne punem la dispoziția Ta și Te rugăm, lucrează pentru slava numelui Tău. Amin.